Vă salut, dragi prieteni, în acest video vreau să vă spun ce iepurașe mai vândut și cam atât. Hai să începem. O să începem prima dată cu această iepuraică. Am mutat iepuraica cea albă aici și dar ce aici este lădița și va trebui să fete peste o săptămână. Ia uitați, are și burta. Așa. Unde a fost ea? Am pus mălaiul, apa și câteva chestii. După care aici am avut iepuraica aceea, am vândut-o. Deci am făcut curat ca să rămână curat în cușcă. Așa. Aici am iepuroiul uriaș german. Mâine o să le fac curat la toți. Asta l-am făcut curat doar la cei care i-am vândut, la un boxele care nu mai sunt iepuri. Uitați ce frumos este. Așa. După care aici am iepuroiul acesta. Foarte frumos și el. Așa, după care aici tot un iepuroi. Ăștia doi, ăsta și cu ăsta, vreau să-i vând, să nu mai am. Doar ce am prea mulți iepuroi. După care aici am iepurele de câmp. Opa, este foarte sălbatic. Ia uitați-l. Așa. După care aici am iepuraica. Aceasta care va trăi să fete. Ia cam peste 2 săptămâni. După care aici am mutat iepuraica, uriaș german, care a fost aici. Am mutat-o sus, deoarece iepuraica cealaltă, alb cu negru, am vândut-o. Deci cele două iepuraici am vândut, asta de sus și cu cealaltă de jos. Și am mutat iepuraica aceasta aici, până va feta aceasta altă. După care o să o mut aici și o să o dau la muntă pe aia și o să o mut aici. Așa. Aici am iepuroiul, ăsta tot aici a rămas. Foarte frumos. Și pe el vreau să-l vând. Și ultimul iepure. Acest iepuroi negru. Foarte frumos, are un an. Foarte frumos. Așa. Cam asta a fost. Nu uitați să dați un mare, mare like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Minifermă lui Otniel. Așa. Haideți să strângem cât mai repede 700 de abonați. Da. Deci cam asta a fost. O să ne revedem data viitoare într-un alt videoclip. Vă salut!